dintre care 75 de ani în monahism, venerabilul părinte arhiepiscop Iustinian a reprezentat pentru creștinii ortodoxi un monument de credință, devotament și curaj duhovnicesc. Și-a asumat vocația monahală în anii grei ai celui de-al doilea război mondial, precum și conducerea eparhiei Maramureșului și Sătmarului în vremuri dificile pentru societatea românească. Dar prin activitatea sa rodnică a devenit un model de slujire a binelui comun. A fost un dascăl spiritual pentru zeci de generații de preoți și monahi și un excelent organizator al vieții bisericești într-o zonă a țării în care, după Revoluție, s-a simțit o nevoie acută de construire de noi lăcașuri de cult. Hrănindu-se din profunzimea patristice ortodoxe, părintele arhiepiscop Iustinian a reorganizat viața monahală de la mănăstirea Rohia pentru ca ulterior să-i fie încredințată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române delicata misiune de a rectitori eparhia Maramureșului și Sătmarului. Ca episcop și ulterior arhiepiscop, părintele Iustinian Chira a făcut eforturi susținute pentru a dezvolta viața spirituală a eparhiei prin ctitorirea de noi mănăstiri și schituri, construcția de noi lăcașuri de cult și mai ales printr-o grijă deosebită față de patrimoniul istoric și bisericesc al eparhiei. Venerabil luptător pentru libertatea religioasă și exprimarea publică a credinței, înzestrat cu o deosebită sensibilitate față de istoria națiunii române, tradițiile și aspirațiile poporului român de secole, părintele arhiepiscop Iustinian rămâne în memoria societății românești ca un adevărat dascăl al credinței și patriotismului. Rar mi-a fost dat să cunosc o persoană atât de autentică și naturală în toate manifestările sale. Amprentată de spiritul românesc și tradițional al Maramureșului pe care l-a păstorit prin iubire și jertfă, personalitatea sa nu poate fi redusă la numeroasele realizări pe care le-a avut în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Aș spune că datorită curajului și patriotismului său, arhiepiscopul Iustinian Chira va fi mereu amintit ca un mare român și model de slujire aproapelui. Veșnică să-i fie pomenirea! Iar cuvântul de rămas bun îl va lua în numele nostru cel mai apropiat colaborator și cel mai fidel ucenic, preasfințitul Iustin, care credem noi, după sufletul nostru și după sfânta dreptate, că va prelua steagul conducerii acestei eparhii. Înalt preasfințite Părinte Mitropolit Andrei, înalt preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, domnule consilier prezidențial, domnule secretar de stat pentru culte, onorate autorități centrale, județene și locale, preacuvioși părinți, preacucerniși părinți, preacuvioase maici, întristată adunare. Suntem lângă sicriul care poartă osemintele unui slujitor al Bisericii noastre ortodoxe române, care a parcurs
așa cum s-a spus, aproape un secol din istoria țării noastre și a Bisericii Ortodoxe Române. S-au spus cuvinte adevărate și minunate din biografia și viața înalt preasfinției sale, adevărul care intră deja în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Eu mi-am intitulat cuvântul meu, cuvânt de mărturisire, la adormirea părintelui nostru duhovnicesc, înalt preasfințitul arhiepiscop Iustinian. N-am să-l citesc pentru că m-ar certa dacă l-aș citi, spunându-mi, tu nu cunoști din conlucrarea și colaborarea noastră toate lucrurile care s-au întâmplat în chip firesc și real. De aceea am să mărturisesc cu viu grai câteva lucruri dintre cele mai importante pe care le-am trăit împreună. Așa cum spunea înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei, i-am devenit ucenic încă de când m-a purtat sub mantia arhierească la vecernia din ajunul sărbătorii Sfântului proroc Ilie Tezvitianu anului 1985, când m-am călugărit la Rohia. A venit de la Cluj și mi-a devenit naș de călugărie. Era ideea să-mi pun nume Iustinian, dar probabil inspirat atunci am zis, eu nu știu dacă voi ajunge la jumătatea măsurii înalt preasfinției sale, așa că să fie pe jumătate și numele. Și așa a fost și de atunci mi-a purtat de grijă și a urmărit evoluția mea până în 88, când s-a îmbolnăvit părintele Arhimandrit Serafim, ce mi-a încredințat conducerea mănăstirii, aveam 27 de ani, era Nicolae Steinhard la Rohia cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, iar mănăstirea Rohia sub lupa securității. Eu foarte tânăr. Numai mantia ocrotitoare înalt preasfințitului a făcut posibilă rezistența noastră să-l păstrăm pe Nicolae Steinhard la Rohia și să rămână un vețuitor al acestei mănăstiri și apoi să-și încheie călătoria pământească și să fie înmormântat în cimitirul mănăstirii. Ce este mai important s-a întâmplat din 1990 încoace, când Dumnezeu a binevoit ca să se elibereze țara de regimul ateu comunist și de acest sistem ostil bisericii, nu oamenii, sistemul. Nu culpabilizăm oamenii, ci sistemul care a fost importat, adus la noi, forțat. Atunci s-au tulburat toate lucrurile și instituțiile s-au destabilizat, inclusiv Biserica Ortodoxă Română a avut de suferit. Și mă amintesc că a venit la Rohia îngrijorat și tulburat într-una din zile, și l-am întâmpinat în poartă cu clopotele și ne-a cuprins cu brațele părintești și am căzut la piept și ne-am înghiat reciproc. Avea nevoie în acele vremuri de liniștea Rohiei. După aceea a venit chemarea pentru a prelua destinele noi înființate episcopii, care s-a reactivat la cererea preoților și credincioșilor din Maramureș și apoi din Sădmar. Și cunoaștem începutul greu și povara pe care și-a asumat-o la 70 de ani, la o vârstă înaintată, putea să refuze. Domnul ministru Opanschi este aici, atunci se spunea, și eu am spus că mărturisesc, v-am tăia în două, dacă am putea, jumătate să rămâneți la Cluj și jumătate să mergeți la Maramureș, pentru că ambele eparhii erau într-o situație dificilă. Ei, dânsul, ca fiu al Maramureșului și ca unul care iubea foarte mult preoțimea și credincioșii de aici, și-a asumat această povară, știind că există o preoțime vrednică aici și un popor drept credincios cu care va putea să
pornească lucrarea pastoral-misionară și să rechitorească, să reînvie episcopia. A trăit umilințe, dar a răbdat mult. A fost un păstor bun, nu s-a plâns niciodată. Și cerem iertare acum pentru toate încercările prin care a trecut și n-a fost poate înțeles sau ajutat suficient, pentru că a stat un an de zile în gazdă, fără reședință, ceea ce nu s-a întâmplat în Patriarhia Română. Nu s-a plâns. A mers mai departe, i-a ajutat Dumnezeu. Și ceea ce trăim astăzi este rodirea răbdării, bunătății, rugăciunilor, jertfelniciei, înțelepciunii, măsurii și blândeții în al preasfințitului părinte arhiepiscop Iustinian. În ceasurile grele venea la rohia și noi eram copiii de suflet cu care se mângâia și se liniștea. În 94, când s-au intensificat lucrările în viața bisericii noastre ortodoxe române, mi-a împărtășit într-o zi de martie o dorință și mi-a arătat o scrisoare pe care urma să o trimită preafericitului, și anume să îi devin colaborator. Eu aveam 32 de ani și jumătate și am fost cutremurat, dar am zis: în al preasfinția voastră voi face ascultare. Sunt monah și ceea ce veți decide, aceea voi face. Doar atât vă voi ruga să mă lăsați la rohia între copiii aceștia care sunt, și eu sunt copil, dar ei sunt mai copii, mai tineri cu 10 ani ca mine. Să nu mă luați de ei, să mă trimiteți unde este nevoie, dar să mă lăsați să mai rămân cu ei. Așa a făcut, a avut loc irotonia în aprilie, 17 aprilie 94, sub protia mitropolitului vrednic de pomenire Antonie al Ardealului, și am rămas la rohia mai mult de 5 ani până lucrurile s-au mai maturizat. Dar am fost și am devenit de atunci colaboratorul apropiat. A fost lucrarea noastră una în simfonie și armonie. Între noi a patronat Duhul Rohiei, deși era o diferență de 40 de ani. Niciodată nu m-a umilit în fața colaboratorilor în al preasfinției sale. Niciodată nu m-a oprit la inițiativele mele, care erau spre bunul mers al eparhiei. De altfel, am și spus, când m-a luat lângă dânsul, în al preasfinția voastră, probabil că eu foarte tânăr, așa cum sunt preoții tineri și arhierei tineri, cu un entuziasm nestăpânit, cu un spirit mai justițiar, sunt oameni în tinerețe, s-ar putea să greșesc. Vă rog să mă conduceți în așa fel încât să cresc și să sporesc lângă în al preasfinția voastră. Și așa a făcut. Și atunci când greșeam, mă povățuia în particular, nu în public. Și am purtat jugul acestei eparhii cu ajutorul lui Dumnezeu, iată, 22 de ani. Pe jertfa în al preasfințitului, răbdarea, bunătatea, iertarea, blândețea și înțelepciunea dânsului, și apoi pe lucrarea noastră împreună cu clerul, cu cinul monahal și cu poporul cel drept credincios, eparhia aceasta care a pornit de la iarbă verde astăzi este în rând cu toate eparhiile din Patriarhia Română și îi se datorează. Îi se datorează pentru că a avut multă iubire față de Dumnezeu și față de neamul și poporul său. A avut multă iubire și îngăduință față de preoțime cu care a slujit umăr la umăr. N-a fost un ierarh de catedrală, nici n-a avut o catedrală de suflet. A fost un ierarh de misiune și de pastorație, din primăvară până în toamnă, în teritoriu. Și așa am fost și eu, după chipul în al preasfinției sale, când am venit lângă dânsul. N-am putut să fac altfel. Așa a înflorit această binecuvântată și istorică și martirică eparhie, și dacă la început n-a avut unde să-și plece capul, acum este în Palatul Preasfintei Treimi.
sunt rodirile unei jertfe, a unei pastorații neîncetate, a unei suferințe pentru neamul care s-a petrecut și care n-a avut bucuria să trăiască, să vadă cu ochii ceea ce se întâmplă astăzi. Îmi spunea în momentele noastre de taină, Iustine, îți dai seama de unde am plecat și unde am ajuns în 25 de ani? Eu mai tânăr, vroiam să facem și mai multe, și mai multe. Dânsul era foarte fericit de tot ce s-a împlinit. Astăzi îl plângem pentru că, iată, ne-a părăsit. La 95 de ani de viață, 75 de ani de slujire sfântă. Sigur că este firesc ca la un moment dat să plecăm. Dar noi suntem triști pentru că a plecat dintre noi tata. Mulți părinți avem, mulți părinți duhovnicești avem, dar unul este cel care ne-a născut pentru Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și pe noi, în al preasfințitul Iustinian, ne-a născut și ne-a crescut pentru Hristos și pentru biserica noastră ortodoxă. De aceea, acum când ne despărțim, după ce a fost din toate punctele de vedere mulțumit și liniștit, inclusiv faptul că a dorit să trăiască, să vadă Sfânta Cruce pe turnul catedralei și a împlinit Dumnezeu această dorință, inclusiv faptul că a dorit ca monahismul nostru să fie înfloritor, preoțimea noastră să fie unită, arătând modelul slujirii noastre prin bunătatea și jertfelnicia în al preasfinției sale, poporul să fie în jurul altarelor, toate acestea s-au împlinit. A plecat fericit, iar ultima noastră convorbire a fost una care sigur ne-a sfâșiat sufletul, însă aceasta a fost decizia lui Dumnezeu. Și cuvintele, cred, ale înalt preasfinției sale, care acum a putut rosti, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Mă întorceam din București, de la Sinod, când ne-a dat telefon măicuța Emanuela, care îl îngrija, și mi l-a dat la telefon și a vorbit cu mine, se întâmpla sâmbătă, 29 octombrie, cu luciditate și claritate, spunându-mi ultimele dorințe personale ale înalt preasfinției sale. Și când eu i-am spus, vin repede acasă și ne vedem, a zis, nu cred că ne mai vedem. Așa s-a întâmplat, l-am găsit în spital, n-am mai fost conștient, l-am vegheat și iată-ne astăzi, mulțimea de credincioși, de preoți, de călugări, pe care i-a binecuvântat, pe care i-a mângâiat, credincioșii pe care i-a dezlegat, i-a povățuit, i-a iertat și i-a îndrumat în jurul osemintelor în al preasfinției sale. Noi nu ducem pe ultimul drum un ierarh obișnuit. Conducem pe ultimul drum un stâlp de lumină al Bisericii Ortodoxe Române. Cred că este ultimul, cel mai mare ierarh de această categorie. Noi nu știu dacă vom ajunge să dea Dumnezeu prin rugăciunile înalt preasfinției sale să atingem și noi măsura pe care a atins-o înalt preasfinția sa. Dar nu numai că pleacă dintre noi acest stâlp de lumină, lasă în urmă lumina atâtor fapte bune, atâtor lucrări sfinte, o moștenire impresionantă și o lucrare adevărată pe care ne-o lasă Bisericii Ortodoxe Române ca să o prețuim, să o iubim, să o păstrăm și să o sporim. Ne lasă modelul de fidelitate, de dârzenie, dar și de blândețe și de tandrețe.
Personalitatea uriașă în al preasfinției sale este impresionantă, dar nu te copleșea cu personalitatea, ci te cucerea cu personalitatea în al preasfinției sale. Nu te domina, nu te copleșea, te cucerea. Acesta a fost în al preasfințitul Iustinian și rămâne pentru noi un model viu și o icoană a sfințeniei. Am învățat de la dânsul câteva lucruri care, având în vedere că înaintăm și noi în vârstă, probabil că vor deveni și pentru mine, în slujirea noastră mai departe, lucruri pe care le voi reține și le voi aplica. Și este folositor pentru noi, ierarhii tineri, acest lucru. Zicea, eu prefer să greșesc făcând bine decât făcând rău sau grăbindu-mă cu luarea deciziilor. Eu eram tânăr și doream să rezolvăm problemele mai repede. Dânsul amâna și amâna și amâna. Și mai zicea ceva. Lucrurile pe care nu le putem rezolva noi, dacă ne rugăm și punem genunchii la pământ, le rezolvă Dumnezeu. Pentru că atunci când episcopul iartă și iartă din nou și iar iartă, Dumnezeu găsește căi de îndreptare pentru fii, așa cum sunt părinții cu copiilor. Acum îl ducem acolo unde și-a dorit, cum spunea și în alt preasfințitul, la Rohia. A spus în cuvântările de la Rohia, vreau să fiu aici în mijlocul poporului. Vreau să fiu cu voi, să mă găsiți aici, să-mi spuneți necazurile și durerile voastre și să veniți să aprindeți o lumânare la mormântul meu. La Rohia, părinții pe care i-a iubit și cărora le-a fost mai mult decât mine, ca un avă povățuitor, îi vor ține candela aprinsă neîncetat. Clopotele Rohiei îl vor plânge neîncetat, lin, cu glas lin și cu durere, că a plecat păstorul cel bun. Credincioșii care vor urca dealul mănăstirii îl vor găsi acolo, în mijlocul lor, și își vor aminti de frumusețea slujirii și a cuvântărilor înțelepte pe care le-a așezat la inima lor. Noi, ierarhii care l-am cunoscut, vom păstra întotdeauna în inima noastră chipul blând și smerit al episcopului Iustinian, dar și ferm și dârz în ce privește apărarea credinței, iubirea de neam și țară și apărarea dreptății lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos. În numele permanențe eparhiale, a ostenitorilor din Sfânta Episcopie, a preoților, monahilor și credincioșilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, vă mulțumim tuturor pentru această sărbătoare împărătească pe care ați făcut-o în al preasfințitului Iustinian. N-a iubit coroana împărătească, a fost un erar smerit, dar a meritat această petrecere împărătească în casa și în palatul Preasfintei Treimi. Mulțumim în numele eparhiei noastre, conducerii de stat, Guvernului României, demnitarilor, autorităților care ne-au venit în sprijin, județene și locale, instituțiilor pe care le-am rugat să sprijine organizarea acestui eveniment și tuturor celor care au trecut în cele 4 zile și 4 nopți pe la căpătâiul înalt preasfinției sale, aducându-i un ultim omagiu și cinstindu-i în acest fel petrecerea din lumea aceasta. Dumnezeu să îl ierte și să-l odihnească și pentru că se desparte de noi, inclusiv de întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române care ne-a transmis acest mesaj părintesc de binecuvântare și de mângâiere pentru poporul lui Dumnezeu, preoțimea și monahii din eparhia noastră,
Mulțumim din suflet prea fericirii sale și rămânem cu fiască ascultare, rugând pe Dumnezeu ca sufletul blând și bun și luminos al înalt preasfinției sale să-l așeze cu drepții, iar credincioșii și clerul să aibă parte de mijlocirile și rugăciunile înalt preasfinției sale. Amin. Dumnezeu să-l odihnească. Acum ierarhii vor face sărutarea cea de pe urmă, după aceea vom face otpustul, încheierea Sfintei Slujbe, urmând să realizăm cortegiul funerar. Înainte va fi toaca, crucea, ripidele, apoi mitra și omoforul duse de un părinte, după aceea va fi soborul slujitorilor, sicriul înalt preasfințitului. Vom înconjura catedrala oprindu-ne în fiecare parte. Acum sărutarea. Da. Iar după ce vom înconjura catedrala, va fi pus în mașină și va fi dus la Rochia, unde îl va însoți preasfințitul Iustin și înalt preasfințitul Serafim și preasfințitul Macarie. Noi ceilalți vom rămâne aici cu oficialitățile și cu poporul pentru îndătinata pomană. Dumnezeu să-l odihnească! Noastră mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, în al preasfințire să plâne bine cu mintea. Din morți,
Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfântului și Dreptului Lazar celui a patra zi înviat din morți, sufletul adormitului robului său, Iustinian, arhiepiscopul, părintele nostru, în corturile dreptilor să-l așeze în sânurile lui Avram, să-l slujească și cu sfinții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Că o dignă fă, Doamne, a dormitului robului Tău, Iustinian, arhiepiscopul, părintele nostru, și fă lui veșnică pomenire. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amen.
Amen.
Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe